Așa este, n-am reușit să câștigăm acest joc. Știam că vom avea un meci foarte dificil, dar în momentul de față suntem destul de fragili. Am avut avantajul de a deschide scorul 1-0, dar nu am reușit să gestionăm mai bine această situație. E păcat, sunt dezamăgit și îmi pare rău că n-am reușit să câștigăm jocul. Era important pentru noi să luăm cele 3 puncte. Sunteți dezamăgit de atitudinea jucătorilor? Nu, nu sunt dezamăgit. E un moment mai delicat, într-adevăr. Ne precipităm, suntem destul de confuzi în anumite situații. S-a văzut asta după ce am marcat. Nu a fost mai stabil să putem gestiona mult mai inteligent rezultatul. Sunteți încrezător pentru că avem destule exemple. Rapidul cel mai bun a câștigat 3 meciuri și a revenit acolo în cărți. Punctele care separă echipele care se bat în probleme sunt puține. Sunteți încrezător? Da, sunt puține. Din păcate am pierdut destul de multe puncte. Sunt jocuri foarte puține până la finalul sezonului, rămâne de văzut ce se va întâmpla. E clar că așteptăm, să zic așa, pauza de iarnă și vom vedea cu o pregătire foarte bună, pentru că mulți jucători care au venit la începutul sezonului au avut un decalaj din punct de vedere fizic până când ne-am pus la punct. Până când ne-am mai așezat, a venit după aceea această problemă cu covidații, care astăzi, într-adevăr, i-am avut și am forțat să joace, chiar dacă nu erau 100% din punct de vedere fizic, totuși au stat 14 zile. Nu vreau să găsesc scuze, dar știam că va fi foarte greu, nu greu, să iei de la zero, să construiești o echipă, ai nevoie de timp, din păcate. Aici nu există timp și răbdare. Știam acest lucru, dar asta este situația.